Salut, salut! Hai să facem o friptură de tomahawk maturată 7 zile. Uitați ce moale au ieșit. Hai să vedem cum se face. Hai să vedem cum se face. Asta a costat 65 de lei de la Kaufland. Îl scoatem din ambalaj, punem sare pe ambele părți. Destul de multă, eu am pus un pic prea multă, fiind și sare grunjoasă. Și apoi îl punem la frigider timp de măcar 2 ore, în cazul ăsta au stat peste 12 ore. Lingurile, în partea de jos, s-o schemă ca să nu stea lipit de farfurie și să circule aer în jurul carnei. Poi facem un unt compus sau compound butter, cum zic americanii, cu rozmarin, cimbru și un pic de sare afumată și unt. Cu asta o să ungem friptura cât timp îi facem crusta. Dar înainte de crustă o gătim pe interior, pentru că asta e metoda reverse searing. Adică o gătim încet pe interior și după aia crusta o gătim la foc cât mai tare posibil. O leg și cu niște sfoară alimentară ca să-și păstreze forma mai bine. Apoi am pus-o pe căldură indirectă timp de o oră sau până termometrul intern a indicat 52 de grade în interior. În grătar era 130 de grade aproximativ. Deja arată super fain, dar hai să-i dăm și o crustă ca să fie și mai fain. Încingem focul, am folosit o unealtă veche, am cumpărat-o de la un om care le face artizanal din lemn și piele, niște foale ca pe vremuri. Am lăsat și sunetul să vedeți cum sună cărbunul, cum pușcă. Topim untul cu torța ca să fie mai ușor de aplicat și cu pensulă de silicon îl aplic peste friptură. Cărbunii sunt super încinși și asta și vrem, cum punem carnea să sfârâie și să fumege. Stați liniștiți că nu se arde și dacă ies flăcări de sub ea, fiindcă tot din 30 în 30 de secunde, cam așa, o întorc și mai aplic niște unt compus. Uitați ce fain sfârâie fiecare parte. Asta înseamnă că se creează crusta pe ea și capătă o aroma aia deosebită de friptură, practic. Vă las un pic să și ascultați sfârâiana. Am acoperit-o fain frumos cu folie de aluminiu după ce am mai dat un strat de unt deasupra și după ce am lăsat-o să stea cam 10 minute, 10-15, am luat temperatura finală să vedem care e temperatura finală și ce o să mâncăm. Și acum un pic vă zic de ce tot insist cu termometrul la vită, că poate v-am obosit. La vită e foarte sensibilă temperatura internă, adică cu cât e mai mare, cu atât se usucă și se usucă repede. Diferența de 5 grade între dacă mănânci ceva bun sau mănânci ceva uscat. Se poate și fără, dai ca la loz în plic, nu știi niciodată dacă o să fie câștigător sau nu. Plus că dacă ți iei o vită mai scumpă, cum e și asta, că e 60 de lei, deja dacă strici două din astea, mai bine îți luai termometru de bani. Altă discuție legată de preț. Tomahawk-ul ăsta e doar un anticot cu o bucată de coastă lăsată mai lungă, ca să semene cu un topor indian, că de acolo vine și numele de tomahawk. Dar, practic, plătești osul ăla, care e destul de mare, la preț de friptură. Hai să vă arăt ce fain arată în interior. Avem și lumină naturală superbă. Culoarea asta e excelentă, așa îmi place să fie. Poate dacă nu sunteți obișnuiți o să ziceți că e prea crudă sau chestii de genul, dar fix așa trebuie să fie ca să fie fragedă și suple. No, hai să vedem dacă am lucrat degeaba. Suculentă, moale, avem un apus de soare la ușină, ca și lumină naturală. Și da, ia-ți o bucățică, care vrei.
Nu. Nu vrei grăsimea. Bine, atunci iau asta. Mai fără grăsime. Da. Ia. Mușca. Cum e? Îi place? Ați auzit? Uitați. Mai un pic. Trag și deja se rupe. No, sper că v-a plăcut rețeta. Asta chiar a ieșit super suculentă, foarte mare și vor le-a gătit și vă...